Bună ziua și bine v-am găsit. Iată, a trecut 5 zile din momentul în care am pregătit unificarea și astăzi voi reorganiza această colonie. Acum a rămas una singură. Vom vedea cum vom proceda. Așa. Ne luăm și mânușile, să le avem luate. Bun. Haideți să vedem ce avem aici de făcut. Deci, trecem la reorganizare. Vom avea nevoie și de diafragmă. Colonia acum că îi merge foarte bine. O să vă arăt cât de bine. Depărtăm deocamdată uleiul. Și aici mai avem un pic de șerbet. Acum nu mai facem altceva decât să-l reorganizăm. Vedeți, este o colonie foarte mare. Iată cât de mare este ea. În urma unificării așa a rămas, mare. Îndepărtăm o diafragmă, fiindcă de acum o să o trecem spre partea din față ca să se îndrepte spre patul cald, la care există posibilitatea aceasta. O să dureze un pic mai mult acest film, fiindcă o să analizez fiecare ramă parte în parte și voi decide în funcție de ce găsesc pe ele, unde vor veni puse. Iată, aceasta este o ramă goală, numai bună de oat, deci o pun separat cu mențiunea să fac loc mătcii sau. Aceste rame sunt din colonia care n-a reușit să împerecheze matca. Iată o altă ramă și aceasta e bună, dar nu așa bună ca cealaltă și deja de aici o să organizez un pic. Această ramă mi se pare mai urâtă și o pun partea din față. O altă ramă care nu mai are niciun rol este aceasta. Aceasta trebuie să o scoatem, o să fie pusă după diafragmă. De acum începem să ne gândim deja spre formarea cuibului în vederea iernării și în vederea obținerii puietului cât mai mult. Iată o altă ramă pe care este păstură suficientă. Avem nevoie și de păstură. Aceasta va deveni a doua ramă. Iată așa. De acum păstura este importantă, având în vedere pentru pregătirea corpului gras. Așa. Aici nu o să găsim puiet. Iată o altă ramă foarte bună pentru oat. Aceasta este și mai bună pentru oat. Totul este să dăm drumul la matcă să vină souă. O să vedeți și matca imediat ce străbat acest cuib.
După ce îndepărtezi diafragma, voi trece în vedere și cuibul mărcii, care știu că este supraaglomerat. Aici avem o ramă cu mâncare, ne interesează celulele goale. Această ramă va fi în capăt, la capătul cuibului. Deci aici ramă bună de oat. Aceasta este ramă cu mâncare. Punem aici. Așa. Făcând aceste modificări, am spațiu suficient pentru matcă și rame bune de oat. Și aceasta miere care este aici este miere de floare, nefiind stimulată. Iată și aici o altă ramă foarte bună de oat, vedeți? Este extrem de important la această dată. Când o să-i dau, deci, două rame bune de oat. În cel mai rău caz, se dă la centrifugă pentru a se face spațiu pentru oat, altfel va fi greu cu spațiu pentru matcă. Bun, și altă ramă care va fi sfârșitul cuibului. Voi pune două rame la capăt. Deci avem două rame foarte bune pentru oat, restul cu mâncare pe el. De aici este cuibul mărcii, aici e diafragma, o să o îndepărtăm. Nu mai este nicio problemă, feromonii mărcii deja s-au extins la toată albina în 5 zile. Am avut această diafragmă, i-am lăsat mirosul să treacă, am lăsat și albina să treacă și totul arată foarte bine. Nu trebuie să fac altceva decât să organizez cuibul pentru ca matca să o ducă bine. Bun, acum vom începe cu ramele care au făcut parte din cuibul mărcii. Voi începe cu prima ramă. Iată, aici avem piept și ouă. Și aici matca deja începea să fie blocat. Pentru a lărgi acum cuibul, mă uit un pic de matcă și să-i dau drumul la mătcuță. O să pun imediat lângă ramele bune de ouă. Iată așa. Aceste albine deja nu mai au nicio problemă una cu cealaltă. Ce voi face? Să mut cuibul în partea aceasta, iar dacă voi considera că cuibul este foarte mare, voi lua 3 rame de aici și le voi muta în capăt. Ia să vedem. Iată, aici e mai bine. Dacă nu ne place această matcă, o vom schimba, dar aici este un pic de blocaj cu păstură și vom decide după ce intrăm mai adânc în cuib. Dacă punem rama aici. Așa.
Și acum trecem în partea aceasta altă, de diafragma asta a ursul, fiindcă altfel n-am cum să-i zic, e o diafragmă, un grilaj, așa, pe albina, pe rama respectivă, o bine. Acum o să aibă acces și la hrană destulă. E important puietul larvar să fie cât mai mult posibil. Iată, aducem aici. Să vedem și următoarea. Aici avem puiet căpăcit. E foarte bine, e toată rama plină cu puiet. Și păstură, deci arată foarte, foarte bine. Avem o ramă foarte frumoasă cu puiet, o mutăm aici. Aceste rame nu trebuie să conțină foarte multă miere pe ele. O să vedeți în toamnă din ce cauze nu vreau eu să am prea multă miere pe unele rame. Mierea să fie la capete, nu la mijloc. Trecem la o altă ramă și aici avem puiet căpăcit foarte frumos. Asta a fost dată o foaie. Precum se vede, lipsește mierea. Iată, cu toate că ea a fost stimulată pentru a depune ouă cât mai multe, fiindcă iată, miere avem în partea din față și e foarte important acest lucru acum. Iată o altă ramă, de aici a eclozat puietul și matca și depus ouă, este important. Avem și matca aici, în partea superioară, o matcă liniștită. E o matcă din anul 2018, încă tot cu 1900 sunt rămase în urmă. Așa, acum să fac un pic de spațiu și am 3 rame cu mâncare care vor trece în partea din spate. O să încep cu una. Aceasta va fi prima ramă cu mâncare care are miere suficientă și va trece în spate. Deci în partea din spate să am doar ramele cu mâncare, iar cuibul să se mute în față. Iată, am făcut această lucrare, acum împing ușor ramele către față. Așa. O să pun rama bună de oat la mijloc,
aceasta este. O punem la mijloc cuibului. Împingem către față, așa. Rama cu matca pe ea o să vină imediat lângă. Aceasta este o unificare de nevoie, să zicem așa. Bun. Acum să vedem ce găsim pe... Mai avem două rame de verificat. Aici a fost dată o foaie. Și când cuibul este bine strâns și pe aceste foi au oat, iată avem puiet. Deci, vedeți, am avut colonia strânsă pe 7 rame și pe toate 7 ramele există câte o ramă de puiet. Și mut mâncarea către spate. Așa. Și iar împing în față, deci nu e foarte greu de făcut. Să vedem unde am avut puietul. În acesta este acesta. Continuăm. Completăm cuibul. Și așa va fi o colonie foarte frumoasă care va ierna. Va ierna astfel. Așa. Acolo mai avem nevoie de o ramă. Să văd pe ultima ramă dacă avem puiet pe ea. Avem puiet și pe această ramă. Bun. Atunci, ca să completăm cuibul, să fie complet, am dat două rame bune de oat. Pe 7 rame are puiet în toate stadiile. Iar ramele cu mâncare au venit în spate. Așa. Deci am organizat cuibul în totalitate. Așa fel este organizat că o lună de zile, de acum încolo, nu mai avem ce să-i facem decât să avem grijă cu tratamentele, să nu ne năpădim de păduci, că luna asta este crucială. Eu am insistat să nu am păduri. Este foarte important să aveți albinele sănătoase. Iată, așa am procedat. Și am organizat cuibul. Este bine de știut să puteți să luați ramă cu ramă, fiindcă nu e într-o stupină, poți organiza multe feluri în funcție de nevoi. O
oricum sunt sigur că au început de popularii peste tot. Dar acum albina începe să scadă. Iar această colonie, dacă nu izolam matca, nu era așa mare cum o vedeți la ora actuală. Fiindcă odată izolată matca, a început să ouă foarte bine. Acum aici venim cu diafragma. Au să fie diafragma. Îi punem și polistirenul. Între timp începe să picure, dar această lucrare nu putem să o amânăm. Pus un băț aici, poate să treacă albina sub diafragmă. Iată așa arată o colonie completă, adică ea este o familie de albi. Îi punem după diafragma această ramă și am terminat. Acum o să mai punem folia. Așa. Acum mă gândesc, da, așa rămâne, îl pun și acesta deasupra, cu șerbetul am terminat. Asta este tot. Acum o lună de zile putem să-l lăsăm în pace, venim doar cu siropel, cu uleiuri, continuăm tratamentele, așa zise tratamente. Încercăm să menținem cât mai mult cu uleiuri. Iată aici avem uleiul. Și punem deasupra până se face ridul. Picură un pic, eu picur așa pe rame. Nu las. Bun. Cam atât. La acesta este rezolvat. Și o lună de zile nu mai avem treabă cu. Până data viitoare, numai bine.